Echipele Raja vor executa lucrări de racordare la sistemul centralizat a noilor conducte de alimentare cu apă. Furnizarea apei va fi întreruptă luni, 19 iunie, de la ora 20 și până a doua zi, la ora 14. Afectați de lipsa apei vor fi consumatorii din localitățile Culmea și Oituz, baza militară și aeroportul din Mihail Cogălnicianu, precum și agenții economici din zonă. Raja își cere scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigură că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ. Utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Investiția face parte din contractul de lucrări, stație tratare apă, rezervoare, gospodării de apă, năvodari, reabilitare, stație de pompare Ovidiu. Proiectul are o valoare de aproximativ 41 de milioane de lei și este derulat prin programul operațional Infrastructură Mare.